De câțiva ani, drumul din cartierul Sărmaș este într-o stare deplorabilă. Pe carosabil este turnat beton, iar acesta s-a sfărâmat de-a lungul timpului. Pe unele porțiuni de drum s-a lăsat pământul, afectând și trotuarele. Oamenii care locuiesc aici, cât și cei care doresc să se mute în această zonă, sunt nemulțumiți de modul în care este administrat acest drum. Tot timpul trebuie să reduc viteza, mașina îmi strică tot timpul telescoape una alta, deci la fiecare nu-i convine lucrul ăsta. Ar trebui să se ia măsuri și să se facă, fonduri sunt, dar văd că nu pun în aplicare. Normal că sunt nemulțumită și majoritatea locatarilor și mai ales care au mașini știu ce înseamnă să mergi și să dai banii așa tot timpul la mecanici pentru ce? Pentru drumuri. Bine că taxe, impozite sunt. Să le ceară înapoi banii la cine le-au făcut. Primăria. Aceștia afirmă că și-a spart de mai multe ori baia de ulei sau au fost nevoiți să meargă de mai multe ori la servis. Dezastru. Chiar acum am lovit mașina de desubt. Deci baia de ulei de 2 ore am schimbat deja. Mai rău ca la țară. Deși cartierul este într-o continuă dezvoltare, nu același lucru se poate spune despre drum. Cum se circulă pe acest drum? Rău. Rău pentru că e făcut la normă. Ne-a plăcut. Foarte rău. E nașpa drumurile, România să-i fie rușine. Destul de rău. Oamenii care locuiesc aici, cât și cei care doresc să se mute în această zonă, sunt nemulțumiți de modul în care este administrat acest drum. Paul Maghiu, purtător de cuvânt a SC Cita din SRL, ne-a comunicat că sunt soluții tehnice pentru reabilitarea drumului din cartierul Sărmaș, dar nu știe când vor începe lucrările pe acest tronson. Deși drumul se află în această situație de mai mulți ani, singura măsură luată de primăria Zalău a fost solicitarea unei documentații tehnice. Woof!